Ovidiu Grosu, vocea poporului. Avem trei vorbe bune pentru tine. Ia-ți de-mi. Salut, Ovidiu! Salut toți patrioții din România și nu numai. Noi de în 4 iulie 2021 am venit pe litoral să filmăm pentru voi. Ia să vedem noi care sunt alea trei vorbe bune pentru Ovidiu Grosu. Prima, da? Faci ceea ce nu face 99% din populație. Ok. Deci, da, da, are sens, da. Ești vocal. Felicitări. Te ascultăm încă de când erai în... Norvegia. Dacă nu era pandemia, nu te-am fi cunoscut niciodată. Cu toate că am fost la multe proteste, inclusiv la cel din 10 august 2018. Da. Acum. Deci a doua vorbă bună. Da. Ne plac cunoștințele tale juridice, faptul că ești tranșant, știi să pui problema. Și mai ales că îl iubești și pe Dumnezeu. Acum? Vorba? Numărul? 3. Felicitări că ai înființat Partidul Diaspora și Prietenii. Și noi participăm la proteste, suntem de acord cu ce spune solistul trupei Cazier. Acum vine Cazier. România trebuie să se trezească. Dă-i bice! Suntem de acord într-un procent de 75% cu Radu Moraru. Îl lăsăm pe el să vorbească acum. De la protestul, unde bineînțeles că am fost și noi, cred că se vede Andreea, la Curtea Constituțională. Salut și ție, Radu! Pe ploaie sau pe soare. Și asta arată multe. Asta arată că poporul ăsta încă n-a murit. Asta arată că orașele se vor trezi. Bucureștiu sper să fie o lecție de viață acest meeting, pentru că foarte mulți, hai să vă spun un adevăr, foarte mulți din București trăiesc bine de tot. Pentru că lucrează în mizeria asta, de Casa Poporului, lucrează la primării, lucrează la ministere, lucrează la tot felul de companii de stat, ci sunt milioane care au salarii mari. Și nu le pasă de faptul că restul țării e săracă. Sunt polițiștii, sunt jandarmii, sunt securiștii, cei din armată, toți o duc foarte bine. Salarii de la 1000 de euro sus. Și atunci nu le pasă. Toți ăștia sunt plătiți, ce vedeți în clădirea asta, toți ăștia sunt plătiți de noi. Noi cei care muncim, noi cei care plătim taxe. Ca ăștia să ne fure și să ne dea legi umilitoare, rejositoare, să ne închidă bisericile. Să ne bată, să ne amendeze. Să nu credeți însă că lucrurile acestea vor rămâne așa. Pentru că umilința a fost mare și de data asta umilința a fost pentru 15 milioane de adulți, tineri, adolescenți și câteva milioane de copii. Toți am suferit. Până și familiile acestor indivizi care conduc România au suferit. Ăștia sunt niște ticăloși care și-au permis să încalce Constituția și toate drepturile noastre fundamentale pentru o mare minciună pe care am dezvăluit-o și toți ați urmărit emisiunile noastre. Doar prin comunicare, fără opreliști, se poate salva planeta. Știți cum se spune, până să schimbăm lumea, să începem cu noi înșine. Exact. Adică cu România. Îmi este drag de Cazier. Trăiesc clipa protestului de la Curtea Constituțională. România, rezistă-te! Știți că discutăm aici despre comunicare. Avem două teme. Ia să auzim noi ce teme are Andreea pentru noi. Prima temă. Dacă Ceaușescu proceda ca și China, adică stat comunist, de fapt, cea mai mare parte a lumii. Putere, iubire. Putere, pardon. Da. Sunteți de acord că slugărnicia și interesul se... de pe termen scurt, da? A distrus România? Da, stai un pic, să facem o pauză. Deci comunicarea. Ceaușescu, nu mai zic, aoleu, parcă vine să plâng după pădurile țării, după, nu știu, fabrica de diamante a României, diamante industriale,
câte fabrici, eram top. Chiar, uite, noi acum făceam și noi ca rușii vaccinul nostru, sau ca chinezii, sau ca orice stat cu putere. De ce să cumpărăm noi vaccin de la toți handicapații, că ăsta e adevărul. Oameni cu interese. Exact. Deci deoarece sunt mulți limbiști care îți bagă limba în ureche, i-au băgat limba în ureche lui Ceaușescu și Ceaușescu a deviat ca orice om puternic. Păi gândiți-vă la noi, uite, Barna, Iohannis, Orban, Orban al nostru ăsta, președintele Camerei Senatului sau ce e el. Oamenii ăștia, nu știu, vedeți, deviază, nebunesc. Adică noi suntem pe plajă și mai sunt și tot felul de gângănii. Ăștia înnebunesc. Da, păi Ceaușescu, care nu știu, a fost vreo 30 de ani, puile, nu? Sau 20 de ani, nu contează câți ani. Era normal un pic să devieze. Deci ideea e, feriți-vă de limbiști și luați feedback. De exemplu, știți că noi avem și un video unde eu îi garantez lui Iohannis succesul. Iohannis poate fi cel mai iubit președinte din anul 1900. Bine, că a fost și la noi regim monarhal, dar nu contează. Deci eu pot să-l transform și în ultimul an pe Iohannis în cel mai iubit președinte al tuturor timpurilor în toată Europa asta. Deci avem video, n-ai rost să vă povestesc acum. Bun. Deci, exact, slugărnicia și interesul pe termen scurt a distrus România. Scurt. Și bine, caracterul infect, în primul rând. Caracterul oamenilor. Niciodată un politician pur sânge nu o să fie un bun conducător pentru români. Garantat 100%. Un om care n-a muncit și el un 10 ani, dar să muncească, eventual să fie și un și patron, să plătească salarii, să se lupte cu astea, cu organele de control, cu... Nu, deci un om care n-a muncit 10 ani, dar nu o muncă de aia de nepotism, vrăjeală la Banca Mondială sau la vreo bancă sau ceva, nu, domne, nu, nu. Să muncească. Să muncească, da, să muncească. Nu neapărat cu cârca. Să vadă și cum este. Deci, încă o dată, imaginați-vă și gândiți cu dragoste. Ia zi-mi ce mai pune. Cum la așa zisa revoluție din 1989 au murit oameni importanți și în următorii ani mulți alți exact. Oameni puternici. Exact. Exact. La așa zisa revoluție care se sărbătorește. Deci nu vă fie frică să ieșiți la proteste. Sunteți de acord că atunci a fost un protest în 1989? Nu vă mai fie frică să ieșiți, că revoluția se sărbătorește, măi, oameni buni. Deci au murit oameni importanți. Vreau să știu dacă a fost un singur om condamnat pentru asta. Și ce e important, puiule, de fapt asta vreau să vă spun, da, să punctez. Deci nu vă fie frică să vă jertfiți, uite, să vorbiți. Uite, ca... noi acum vorbim de Ovidiu Grosu. Uite, chiar și Ion Cristoiu la 73 de ani. Oamenii care suferă pentru România, nu vă fie frică, pentru că au murit oameni puternici în următorii 3 ani după Revoluție, toți cei de la judecata falsă a lui Ceaușescu, puile. Deci au murit oamenii, generali, bine, și mor subite, adică uciși, ce să mai pe scurt. Imaginează procurori, exact. Că verde în față li se spune adevărul. Da, exact. Deci acești oameni, parcă și generalul Stănculescu, nu mă pricep, nu-mi stau să încarc memoria cu idioțenii de-astea. Chiar istoria e foarte importantă, dar eu sunt om de acțiune. Eu sunt altfel de om, nu sunt istoric. Uite cum e Ionuț Cojocaru, tot de pe canalul lui Ion Cristoiu. Sau alți istorici minunați. Eu sunt omul... sunt omul faptelor, omul care acționează, omul care are consilier un istoric. Nu trebuie eu să știu istorie. Da, ați înțeles ideea. Ideea e că unii oameni cunosc lucruri
alții oameni cunosc alte lucruri. Eu știu să organizez, eu știu să vă fac un președinte bun, cum ar fi Iohannis. Oamenii sau bine, sau eu să fiu un președinte foarte bun. Eu sunt number one. Ok. Oamenii nu aveau pasă de dinți, pasă de ras, ca să nu mai zic de televizoare, autoturisme și multe altele, mai da. Ales să se... Deci pe timpul lui... Termine neachita datoria externă a României. Exact. Deci pe timpul lui Ceaușescu. Ce îl costa, doamne, pe Ceaușescu să bage pastă de dinți? Pe bune. A fost manevră. Deci erau oamenii ăștia, limbiștii, care îți bagă limba în ureche. Ăștia care îți bagă limba în ureche, ăștia distrugeau totul, puiile. De-aia nu se... România terminase datoria externă. Da. Putea să facă România 500 de milioane de mașini. Deci oameni răi, împuțiți, limbiști. Limbiști, cum stă acum toți, pot să zic, USR Plus. Limbiști, limbiști, limbiști. Limbiști, bun. Deci, uite, ia uite, că era și scris aici, ia uite, așa frumos scrie, ia uite. Deci aici au acționat limbiștii, pupincuriștii, ca să revenim în epoca modernă, LGBT++++++. Toți, toate fetițele băieți. Bun. Deci tema 2, da? Care implică de fapt mai multe, se traduc prin regimul Iliescu, Băsescu și actuala clasă politică. Bun. Exact. Deci regimurile astea... Da. Da, bun. Hai să revenim până acum. Să revenim la soluții. Acum. Acum suntem pe YouTube, ne pricepem la această platformă, da, de social media. Da. Mizeria majoră, imensă, surabilă, așa, este dată de? Cenzură. Cenzură. Exact. Asta e cea mai mare mizerie. Și o văd pe multe canale. Cenzura e cea mai oribilă, cel mai oribil lucru. Că de-aia SRI-știi, securiștii, toți limbiștii al lui Ceaușescu îl protejau, puile. Îl protejau de cei care vreau să spună și ei adevărul, îl mai opreau pe Ceaușescu, îl mai, știi, adică nu îl lăsau să se vadă adevărul. Că erau limbiștii, stai bă că ăla-i nebun, uite cum spuneau chiar de Ovidiu Grosu. Că-i nebun, că-i cretin. Părerea mea că Ovidiu Grosu, nu mai zic, Radu Moraru, Ion Cristoiu, eu, Andreea, orice om cu inimă este mai bun decât toți retardații care sunt acum mai puțin... Ia uite-o, puile. Nu, e bogat. Mai puțin Diana Șoșoacă, chiar Mihai Lasca. O să facem un video special pentru Mihai Lasca. Încă o dată, o avea și păzrele, nu contest, dar măcar e român. Omul este scuzat dacă este român. Și hai că îmi stă acum pe limbă, puile, cu Mihai Lasca ăsta. De ce îl iubesc eu pe Mihai Lasca? Ce ni s-a întâmplat nouă cu Mercedes-ul pe autostradă, puile, azi? Oh, Doamne. Hai zi, puile, dar repede, no, că nu mai am baterie. Povestește-o repede. Bun. Repede. Eu am fost și în străinătate de N ori. În România e obiceiul idiot, cretin, handicapat să ți se dea flash-uri din spate. Noi veneam, că noi venim la mare în fiecare săptămână, un Mercedes se pare de aia cu ceafa lată sau maneliș și etc. Ne-a dat flash-uri, dar în față la coloană de kilometri. Și eu normal că nu m-am dat la o parte. Aoleu, m-a depășit prin dreapta, mi-a făcut frâne, a vrut să intre mine. La fel, episodul care a fost condamnat Mihai Lasca, tot așa, că i-a bătut pe unii în trafic. Eu, dacă eram și eu deputat bazat, păi eu ieșeam cu mitraliera, frate. Băi, sunt cefelate, idioți, cretini, handicapați, care trebuie dinte pentru dinte, îmi pare rău că vă spun. Sau sunt oameni, cum să vă spun, și noi ăștia, pot să zic nebunii, care suntem așa zis contra regimului de hoți. E normal că avem păsărici la cap. Păsăricile noastre sunt bunul simț, sunt mai deviem și noi. Omul perfect, ăla nu e român. Ăla înseamnă că n-a făcut nimic. Dacă un om perfect, să zic, nu s-a drogat, nu s-a etăcât, nu s-a etăcât. Bine, nu m-am drogat cu siringa. Poate am fumat și eu un verde, nu? Dar
Este bondar. Vezi că ne fuge la pâine. Stai că ne fuge un izopren. Bun. Bun. Hai că mi-a plecat muza, nu mai știu ce să vorbesc. Ia vezi ce mai e, puile. Exemplu, B1. Aoleo, exact. Hai să vă dau exemplu. Știți care o televiziune, eu o numesc Infectă, B1 TV. Domne, are canal de YouTube și n-are la sute de vizualizări nici măcar un comentariu. De ce? Vă spun eu de ce, că și eu dacă dau comentarii nu se văd. Deci sunt cenzuratori. Ce înseamnă asta? Această televiziune, eu, părerea mea, dacă aș fi Iohannis, eu aș ieși și aș spune așa, băi, fraților, de fapt ca pe Trump, într-un fel. Pentru că ei cenzurează oamenii, nu se pot exprima, puiule, ăștia merită, să zic, opriți B1 TV. Pentru că ei sunt cenzuratori, dar ei că au lăsat comentariile, dar niciodată nu e niciun comentariu. Deci asta e o infecție, un putregai ordinar. Deci aici trebuie, uite, eu dacă aș fi Iohannis, eu aș ieși și aș întreba. Sau pe B1 eu nu i-aș mai accepta la conferințe de presă sau ceva. Zic, băi, voi până nu dați drumul la comentarii. Da, ce să, noi am tot spus în videouri. Doamne, Alexandru Ioan Cuza, puiule, se făcea într-un om normal și ieșea pe stradă, vorbea cu oamenii, l-a prins pe ăla cu o caua mică, nu știu dacă el, dacă cu o caua mică, bun, hai să vedem ce mai avem, puiule. Okay. Am o întrebare pentru tine. Scrie-mi în comentarii dacă morții din 1989 decedați, înmormântați în saci de plastic din ultimile 16 luni. Bun, deci sunt două chestii, puiule. Sunt două chestii, da, uite. Deci morții din 1989. Da. Deci aș vrea părerea ta să mi-o scrii în secțiunea de comentarii. Morții din 1989 și toți oamenii înmormântați după metoda lui Arafat, doctorul care de fapt nu e doctor, e un doctor, nu mai zic nimic. Ca un avocat care nu e în barou și n-a profesat niciodată. Deci un nimic. Un jurist de doi bani. Asta e, cam asta e calitatea lui de doctor. Vreau să știu, din ultimile 16 luni, cei toți înmormântați în saci. Dom'le, bântuie, dom'le, pe criminalii ăștia. Vreau să știu, Ion Iliescu este bântuit și toți cei care fac rău. Vreau părerea ta dacă... Poate că de-aia au luat o razna. Nu știu. Vreau să știu dacă sunt bântuiți. Eu sper din tot sufletul, da. Mai ales, uite, Andrei are un exemplu aici. Ea a locuit într-o casă bântuită. Și cum era, puiile? Era un suflet rătăcit acolo. Câte o polonicele. Bun. Găfăia lângă tine, la ureche. Mai facem un video separat dacă ne scrieți, dacă sunt mai multe comentarii. Deci o, aș vrea... Justiția divină, domne, la toți ordinarii ăștia împuțiți și infecți. Domne, sunt bântuiți de oamenii ăștia decedați. Sufletele tău și te-au rămas. Exact. Hai puiuț, hai puiuț că nu mai am baterie. În judecata efectivă este evident că nu o să se facă niciodată. Da, judecata efectivă garantat nu o să se facă. Vezi exemplul oamenilor uciși din 1989. Da. Să revenim aici pe YouTube, toți cenzurați comentariile, da? Da. Toți cenzurează, pardon. Da, toți cenzurează, am vorbit deja, dă-i mai departe. Campionii absoluți, TV, B1. Da, B1 TV s-a fost. Iarăși. Revenim cu o soluție. Să comunicăm în secțiunea de comentarii pentru găsirea pentru adevăratei căi să fim ceea ce suntem. Bun. Minunat, frumos. Deci să fim România, să fie ceea ce e, nu știu, un popor. Cum era, domne, pe timpul lui Ceaușescu, mie nu vine să cred. Ia gândește-te la elvețieni sau la germani, că duceai la vecinul să iei zahăr. Eu m-am dus când rămâneam fără zahăr. Bine, când eram proști și mâncam zahăr, acum 50 de ani. Bine, aveam 4 ani, nu, acum vreo 40 de ani. Deci eu chiar mă duceam, mă împrumutam, că n-aveam puile, nu era câteodată. Și ne împrumutam, dă și mie o lingură de zahăr sau chiar la serviciu. Știți cum era la serviciu? N-aveai zahăr, n-aveai, te mai împrumutai. Bun.
Aici. Grădina Maicii Domnului, exact cum spune doamna. Doamna psiholog Victoria Grigoraș, vă pupăm, doamnă, și vă mulțumim că existați. Acum o ascultăm pe doamna psiholog Victoria Grigoraș. Tot respectul. Pământul ăsta, România de azi, Dacia de ieri, este de fapt grădina Maicii Domnului. Există o poveste în care se spune că după ce Dumnezeu a făcut cerul și pământul, apele, tot, i-a făcut și pe oameni și au fost chemați să-și aleagă, să li se repartizeze o țară, un loc. Și fiecare s-a dus, fiecare neam și și-a ales câte o țară. Românii au stat la urmă. Și în momentul în care au ajuns la Dumnezeu și la Fiul lui, au zis, Doamne, dă-ne și nouă. Nu că ați venit târziu, trebuia să veniți. Dă-ne și nouă, Doamne. Și atunci Maica Domnului îi spune fiului ei, dă-le grădina mea. Și atunci acest loc este grădina Maicii Domnului. Este un loc binecuvântat. Este un loc în care avem absolut de toate. Nu ne lipsește nimic. Noi simțim că așa este. Ca să nu facem monolog, dorim să ne scrieți cei ce rezonați cu această idee pe care noi o simțim din tot sufletul. Vă invităm în secțiunea de comentarii. Până și un copil de 19 ani știe asta. Uita ce frumos. Diana Paul, urmează Diana Paul, vedeți ce face un copil de 19 ani. Și tu dacă te uiți și ai în jur de vârsta asta, te încurajezi din tot sufletul. Fă ca ea. Nu mai postați pe YouTube toate, Doamne, toate idioțenile. Postați ceva din suflet, cum spune această fată. Bine, și la ea am multe obiecții, că nu răspunde la comentarii, dar nu contează. Ideea e, v-am zis, oamenii care fac ceva mai și greșesc, nu toți sunt așa, gen, foarte complex. Noi avem o experiență de viață, eu am muncit de mi-au sărit capacele, Andreea de vreo cam două ori mai mult ca mine, că ea a muncit cu cârca într-un fel, eu am muncit și cu capul. E, bun, vă pupăm și acum o așteptăm pe Diana. Este uluitor cum a ținut Dumnezeu patria aceasta. Ce calități a dat neamului acestuia să nu cadă. Haideți să lăsăm o zi pe săptămână, bere, micii, grătarele, da? Grătarul, maneaua, prostiile, tablele. Deschisul. Exact. Și să conștientizăm că am avut undeva în arborul genealogic pe cineva care a suferit, s-a jefit pentru acest colț de rai. Exact. Vă garantez, tu care te uiți, îți garantez, închide ochii, ține mâna pe inimă. Ai avut un strămoș care, nu știu, și-a rupt o unghiuță și a bătătorit palme, poate a muncit săracul la țară până la cocoșea soarele. Poate a fost chiabur, deși i-au furat banii comuniștii. Nu știu, un om care a suferit. Eu cred că ai avut, garantat, nu există un om. Uite, Andreea, tu ai avut un strămoș care a luptat în cel de-al doilea război mondial? Tătăiță. Deci, atenție, rudă directă de sânge, bunicul ei a luptat și, din păcate, a și murit în urma sechelelor provocate de grenadă. Și plămâni, de plămâni, s-au accentuat. Exact. Acum urmează tot ceva frumos de tot. Vă dorim vizionare plăcută. Chiar și românii care știu că țara lor este supranumită grădina Maicii Domnului, sunt din păcate puțin la număr. Chiar este necesar să facă copiii ceea ce voi nu faceți? Mai vedeți adevărul sau trebuie noi și Diana Paul să tot punctăm? Da. Nu știu, hai să fim ca o echipă. Vă dau și o mică snoavă care, culmea, am eu impresia că e cam adevărată. Un român este mai deștept decât 100 de americani. Dar 100 de americani sunt mai deștepți decât, eu zic că, 1 milion de români. De ce? Pentru că ei știu să lucreze în echipă. Bine, vă mai spun încă un mare secret. Oculta mondială este focusată pe distrugerea Americii
America, să zic, este în obiectivul ocultei mondiale de nota 10, să zic, România e cam de nota 1, că este exact ca diferența între București și Ciorogârla. Deci România este un gunoi, că ăsta e cuvântul. Deci, atenție, în ochii ocultei mondiale. Ceva mic. Da, mai întâi, încă o dată, în ochii ocultei mondiale este și Franța, care ați văzut, este distrusă, pot să zic, cu lockdown-uri. Noi suntem instructori de sport, acolo sălile au fost închise, cred că și acum sunt închise, minim 8 luni. Vă dați seama ce cretinătate idiotă. Sălile de sport unde nu s-a îmbolnăvit nimeni niciodată. Deci, noi cu asta ne ocupăm, noi trăim în sala de sport. Nu am văzut un om bolnav de COVID. Și manipulăm. Manipulăm gantere, mă scuzați, mai că între ghilimele ne suflăm unul altul în gură. Pulverizatoarele. Da. Bun, deși era okay. Puile. A murit sămânța românească? Mă, fraților, a murit sămânța românească, să vină friți la Timișoara. Să avem președintele care îl avem, să avem primul ministru pe care îl avem, să avem arahatul pe care îl avem. Da. Unde-i sămânța românească, măi, oameni buni, mă, firar mama ei de sămânță, unde e? O omorâți. Chiar nu aveți copii rude visuri? Exact. Bun. Diana Paul are date din istorie. Vă pupăm, o așteptăm pe Diana. Mulțumim, Diana. Am aparținut noi vreodată cuiva? Nimănui niciodată. Aș fi putut să ne ia ca prizonieri toate puterile. Dar noi nu ne-am abandonat nici identitatea de român, nici credința pentru unire. Ce părere aveți de educația sexuală ce se vrea băgată pe gât? La copilașii de 4 ani. Da, de la 0 la 4 ani, da. Da. Ce părere aveți? Fetice o să nască la 13 ani, o să fie cât lumea și pământul. Da, stați un pic, acum vă spun eu teoria inginerului. Se tot vehiculează că a rămas o fată de 13 ani, sau hai zicem 100 de fete de 13 ani gravidă. Sau că există o bunică la, nu știu, la 25 de ani. Băi, fraților, încă o dată, gândiți că nu doare. Un om deștept nu puteți să-l prostiți. Sunteți de acord, puile, că vorba ești femeie. Așa. Știai de metode de anticoncepționale? Da. Bun. Da. Bun, vreau să vă spun și eu, mai ales de 31 de ani, de când e libertatea lui pește prăjit. De ce sunt unele femei care fac de-a lungul vieții chiar 3 avorturi când ele știu de metodele anticoncepționale? Deci, e la fel, ăștia, pot să zic, nu mai zic, stârpi ăștia, niște împuțiți stârpi care nu au copii, stârpi ăștia împuțiți, vor să facă o lege să nu mai rămână femeile gravide. Mă, fraților, n-are nicio legătură, o să distrugeți emoțional copiii. Sau de fapt nu, dacă părintele e de acord, că de-aia se spune, domne, eu ca părinte, să zic, sunt părinte, părerea mea, idiot, și vreau să fie educat copilul meu cu educație sexuală. Dacă eu îmi dau acordul, sunt de acord. Dar nu îmi dau acordul cu idioțenile voastre, cum e educația acum toată distrusă, să-mi educați voi sexual copiii. Noi avem 4 copii, prietene. Toți retardații ăștia care fac legi sunt stârpi. Sau dacă-i vreunul a cătării de are și el un copil rătăcit sau maxim 2. Minți bolnave. Da, au mințile bolnave. Ei sunt comandați de oculta mondială. Eu vă garantez. Bun. Deci încă o dată. Sunteți de acord că femeia, o femeie care, hai să zicem, ai făcut un avort din greșeală. Deja știi. Și ele mai fac și al doilea avort. Și al treilea avort. Și ei cred că dacă îi învață pe copii educație sexuală, nu mai rămâne ea gravidă la 13 ani. Din contră, eu cred că o să rămână dublu, garantat vă spun. Deci e vrăjeală pe pâine albă proastă. E vrăjeală de McDonald's, cum ar veni, mâncare proastă. Bun. Bun. Deci vă rog să comentați pe această temă dacă gândim sănătos sau nu. Eu vă spun 99% gândesc sănătos, pentru că asta e defectul meu, să gândesc sănătos. Domnul Răzvan Constantinescu. Așa, urmează Răzvan. Normal. Exact.
un român binecuvântat dă soluția. Bun, Răzvan, îți mulțumesc că existi, ești... De fapt, ești ca noi. Ești ca noi și ca oamenii cu suflet de român. Aveți suflet de român, oameni. Eu cred că în programa școlară nu ore de educație sexuală ar trebui introduse. Corect! Ar trebui introduse ore de demnitate. Bravo! De importanța valorilor naționale, de spiritualitate, pentru că aceea e vârsta, gimnaziu, în care se formează caracterele. Revenim iarăși la soluții. Prima soluție. Pentru canalul Vocea Poporului, din bun simț să numiți pe cineva să răspundă la ceea ce scriu ascultătorii. Deci Ovidiu Grosu, degeaba o dai tu din mu-mu-mu-mu-mu dacă nu comunici. La tine e un fel de monolog. Eu n-am văzut comunicarea ta decât foarte puțin. Comunică, mă, omule! Degeaba clanța, 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 dacă tu nu răspunzi tu la oamenii ăia. Îți scriu femei, îți scriu oameni. Răspunde, mă, omule! Și nu șterge comentarii. Lasă oamenii care te înjură, lasă-i pe toți. Pentru că așa trebuie să-ți cunoști dușmanul, ține-l aproape, mă, Ovidiu, mă. Sau pot fi constructive. Deci odaia, eu, pe cât de pot să zic, mă, ești mai slab ca Radu Moraru. Ești mai, nu, adică gen mai vrăjitor ca el. Ești mai slab ca, poate chiar ca Maria Moțoc. Ești mai slab ca multă lume. De ce? Nu știu, e monolog, prietene. N-am văzut suflet. Adică ai multe lucruri bune. Dar vezi că ești la jumătate. Ești un fel de... Da. Ești la jumătate. Nu vreau să mai dau exemple, că poate fac vreo prostie. Hai, puiți. A doua soluție. Deci a doua soluție. Participați la proteste, urmează exemplul nostru. Bun, deci pentru tine, ascultătorule, participă, mă, românule, la proteste, mai ales, eu nu știu, bucureștenii ăștia, sunteți loviți la cap. Veniți la proteste, e viața voastră. Deci veniți la proteste. Uite, noi acum suntem la protest, da? Vinovați cu nimic. Asta este vaccinul. Deci asta e cel mai sănătos vaccin, vă garantez. Ce este? Este pătrunjel. Organizatorul meetingului din capitală. Hai. Vă dăm un exemplu personal. Noi suntem instructori de fitness și este mult mai ușor să previi vizita la doctor sau doctorul să fie necesar, da? Mă refer că ești pufos, ai șanse mai mari să ai nevoie de doctor decât un om echilibrat care știe cum să amestece alimentele și, cel mai important, își iubește copiii, să nu capete de prinderi ce îi distrug sănătatea și șansele la fericire. Bun. Aici a spus Răzvan mai devreme... Stai un pic să... Lasă-mă să spun eu. Uh-huh. Deci, dragilor, hai să prevenim țara... Deci eu compar țara cu un om. Dar, din păcate, omul ăla... O trâncă-ne numai pe whisky rău, mănâncă prost, țara se duce de râpă. Ce avem de făcut încoată? Soluția. Exact ca și corpul nostru. Să fim cât mai bine, să ajungem la doctor cât mai rar, să nu mai dăm banii. Cine are bani, treaba lui pe ce dă banii. Dar cine n-are bani de se plânge, aoleu, eu n-am bani. Pui-le, crezi că-s mulți oameni care n-au bani? Clar, da. Dar oamenii ăștia care n-au bani, îți garantez, pule, cu mâna pe inimă, își cumpără minim o cafea de aia împuțită de 2 lei? Nu, ia zi-mi pe bune. Normal. Vă știu, fraților, sau chiar o Fanta, o Coca-Cola, nu mai zic troscăneală. Bine, dar Fanta, prostii. Deci, dacă nu mai cheltuiți... Exact. Proaste. Deci, ideea este, țara este exact ca un om. Cu cât are obiceiuri proaste, cu atât se va duce la doctor. Doctorul e că nu o să mai existăm ca națiune, vă spun de acum. Ucraina, de exemplu, datoria publică a fost cumpărată de
să zic, de oculta mondială. Știți că acolo e fiul lui ăsta, lui Bidon, care face manevre prin Ucraina. Deci Ucraina e cam terminată și o să fim și noi și multe alte țări. Deci se urmărește distrugerea țărilor. Punct. Oculta mondială. Avem Andreea și Răzvan, oculta mondială. Aveți un video tot așa de vreo 40 de minute. Bun. Încă o dată. Asta e să nu mai spunem. Da. Deci oamenilor, fiți activi. Se învață. Stați, exact. Se învață să fiți activi. De exemplu, dacă stați lângă noi. Sunt vibrații pozitive. Exact. Aveți vibrații pozitive de o să vă urcați pe casă. Și cu dragoste. Iarăși o să ne vedeți la Curtea Constituțională, da, lângă cazier. Bun, vă pupăm! Asta ne dorim. Ce reprezintă izmenele astea? Păi asta cam mai e România, asta reprezintă. Pentru conciliere, la nivel de conducere, pe plan mondial, este necesară recunoașterea greșelilor. Da. Da? La mulți ani! Maestru Ion Cristoiu. Da, o să fie ziua lui Ion Cristoiu cât de curând. Pentru cei 73 de ani. Bun. Atenție de Ion Cristoiu, că tot ne auziți de el. Dom'le, nu mă interesează ce a făcut, contează ce face. Are 73 de ani, putea să trăiască în puf, dar, nu știu, eu îl simt, pe mine cel puțin, mi-e dă multe informații, îl simt. Oricum e echidistant la prin ce funcție a trecut el și câtă putere a avut în mână. Și muncește foarte mult. Da. Deci omul ăsta pe mine mă luminează. În aceste momente, pot să zic, suntem în 4 iulie 2021, are niște videouri senzaționale. Uitați-vă la el pe canal. Îți mulțumim, maestre. Maestru, și încă o dată, e valabil și pentru noi. Și chiar vă rog frumos, dacă deviem undeva, scrieți-ne în comentarii. Recunoașterea greșelilor, v-am spus, nu sunt Iisus Hristos, dar oricum sunt foarte aproape. Deci, hai, cu cât muncești mai mult, doamne, e logic, da? Un om care are 100 de activități, puile, ești de acord că mai dă în brânci o activitate, două? Normal. Dar o putoare ordinară, care are 10 activități, ăla n-are cum să dea tot una, două. Ăla trebuie să nu dea niciuna. Deci, cum sunt multe putori plătite de la buget. O, Doamne, îl ascultați pe marele maestru Ion Cristoiu. Respect. Că unul din motoarele, unul din lucrurile care dau măreție unor regimuri este recunoașterea greșelilor. Recunosc greșelile, fac autocritică și merg mai înainte. Și acum, la final, tot un pont de la domnul Ion Cristoiu. Orice aveți de comentat, vă așteptăm cu brațele deschise. Bun, Ion Cristoiu, v-am spus, oricum are cap, aici recunosc, poate de 100 de ori mai bun ca al meu. Dar tot așa, el nu e om de acțiune, n-a ieșit la proteste, nu l-am văzut, nu prea știe să comunice, să facă lobby-uri, echipe, să facă. El este extraordinar, are o capabilitate, v-am spus, de 100 de ori mai mare decât mine, la date, la istorie, la cât a muncit. Bine, și eu am muncit, noi am muncit altfel. Eu am muncit pentru, eram sărac, am crescut fără tată, ăsta e cuvântul. De la 2 ani, eu mă bucur că am fost și îți mulțumesc, tată, dacă o să asculți acest video. Mă bucur că n-ai fost acasă, pentru că altfel aveam de toate și eram și eu unde ăsta, un îmbuibat, un prost. Pentru că dacă ai de toate, vedeți, acum și un sfat pentru părinți, doamne, nu-i dați la copil de toate, îl distrugeți. Pentru că el e în zona de confort, la 18 ani poate îi dau mașină, puiule, e în zona de confort, un serviciu eventual călduț așa, sau eventual mulți paraziți, cunosc paraziți, aoleu. Deci, mai ales din, uite, copiii de la oamenii politici, toți sunt prin bambu, prin, cum e aia, nu e, eu unul, acum, nu Nubira e Cielo, Numba,
de-astea în cluburi, în șmecherii, în combinații la mare, cu Ferrari, cu tâmpenii. Nu-i problemă, dar ei nu mai sunt români. Eu n-am văzut un păduche de ăsta la proteste, puile. Băi, păduchilor, dacă tot ești păduche, vină mă la proteste. Bun, acum Ion Cristoiu vă dă niște secrete cum nu mai îl știe. Și atenție, acest video este de acum un an de zile ce vine acum. Maestre, respect. Te pupăm cu respect. De te ori, eu urmăresc cu mare interes, în mod deosebit, Digi24. Și urmăresc nu pentru că această televiziune asta sau site-ul ăsta dă cine știe ce lucruri, ci pentru că, așa cum știți că pe vremuri, înainte de 89, era o disciplină care se numea kremlinologie. Și erau niște tipi specialiști în Kremlin. În ce sens? În sensul că ei citeau, de exemplu, Pravda și acolo vedeau că într-o poză nu mai este X. Și apoi zice, aha, înseamnă că ăsta a fost exclus din A și în curând va fi trimis în Siberia. Ei nu făceau altceva. Citeau Pravda printre rânduri. Bun. Pravda vremii de astăzi este Digi, care fiind o instituție de televiziune și site al SRI-ului, în special al SRI-ului condus de Eduard Helbig, deoarece a fost până nu demult al lui Colda. Colda a făcut acest post de televiziune și site, au făcut însă imediat niște schimbări acolo în Consiliul de Administrație, la conducerea site-ului și eu urmăresc cu răceala unui kremlinolog de pe vremuri ca să văd și eu ce vrea SRI-ul. Și ce vrea SRI-ul vrea Claus Ioan, de regimul Ioan. Și atunci, de-aia ați văzut că la ei a fost televiziunea care a lansat celebra diversiune cu ălea, cu ambulanțele, care nici acum nu s-a rezolvat. Bun, acum noi încheiem. Andreea, când vrei să ieși tu cuvântul, îmi dai cu piciorul ca să știu să tac eu. Da. Încheierea este, ca orice în viață, să vă dau un exemplu. V-am spus că noi ne ocupăm de sănătate, da? Ne ocupăm de... Eu mă ocup să fie femeile frumoase și bărbații cea mai bună versiune a lor. Din punct de vedere fizic. Bine, mă pricep și la bani, mă pricep și la căsnicie, pentru că noi câți ani avem de căsnicie? 45. Deci avem, atenție, 45 de ani de căsnicie. Reali, pe hârtie. Exact cum eu m-am apucat de corpul meu la 45 de ani, deci tu care te uiți și ai mai puțin de 45 de ani și ai burtă sau ești gras, sau, deci, să ții minte, mergi pe mâna mea, caută-mă și poți să te fac ca mine. Deci noi suntem și competitori, deci ideea e că nu avem burtă absolut deloc. Eu fac, de exemplu, 40 de genuflexiuni cu încârcă, cu 110 kg. Deci 110 kg, 40 de genuflexiuni și fac deadlift-uri, îndreptări românești cu 120 de kg. La fel, 40 de repetări în serii de câte 10. Atenție, la 54 de ani, țara asta poate să fie exact ca mine. Acum este aproape distrusă din punct de vedere fizic, cum eram eu la 45 de ani, dar poate eu zic că și într-un an. Eu pot să fac țara asta într-un an să duduie. Dar bine, pas cu pas. Avem și un video în acest sens. Nu știu, nu mai știu cum se numește. Dacă vrei să-mi scrii în comentarii, Răzvan, vreau videoul cu ce propunere ai ca țara să duduie. Bine, e un video tot așa mare, de vreo oră. Scrie-mi și o să ți-l dau în comentarii. Cam asta e tot. Noi acum până la autoturism avem de mers că cine vrea plajă sălbatică trebuie să muncească. Deci noi avem de mers
cel puțin jumătate de oră cu toate bagajele astea. Deci cu toate bagajele astea o să avem de mers peste jumătate de oră. Da, pe un drum... Da, pe un drum... Cum era odată? Pe mocirlă, efectiv. Căruța. Pentru că a plouat foarte mult. Și noi am stat cu voi, ne-am luat din timpul nostru, din vacanța noastră, pentru țara asta pe care eu o iubesc exact ca pe mine. Vă mai arăt, am strâns de pe plajă doi saci, da, cu cel puțin acolo 400 de piese de mizerie de plastic de pe... Deci minim 400 de piese culese cu mânuța asta. Cu suprafața de? Și cu mânuța ei. Nu contează suprafața puile. Ideea e că am făcut curat pe plajă, da. Și noi așa facem în fiecare an. Deci noi în fiecare an facem curat pe plajă. Da, și se uită lumea foarte ciudat la noi în momentul când dăm săculeții la tomberon. Da. Deci fiți proactivi. Dar nu ne pas. Vă mai recomand, când vrei să te distrezi, dar cu adevărat, caută un video pe YouTube, Andreea și Răzvan, cum să scăpăm România de mizerie. E, dar numai când ești relaxat. Deci să ai mintea limpede. Toate înregistrările noastre se ascultă când mănânci, când vrei să nu faci nimic, faci siesta. Nu se ascultă în fugă, nu. Înregistrările noastre nu se ascultă în fugă, pentru că sunt pentru viața ta. Dacă vrei să ai o viață mai bună, dacă vrei să ai aceeași viață, dacă vrei să ai aceleași, același nivel de trai, aceleași câștiguri, aceleași... Obicei. Dacă cumva tu te uiți la noi și ești însurat de peste 15 ani, tu ești în proporție de 98% în singurătate în doi. Oh, da. Da, nu mai dormiți împreună dacă ai 15 ani de căsnicie. Nu mai dormiți împreună, în principiu nici sex nu mai faceți. În principiu. Sau o dată pe lună, așa. Sau eventual cu alte persoane. Oh, Doamne, ce multă. Da. Da, ideea e că e o singurătate în doi. Nu ne spuneți că știți câți ani avem, da? Câți ani avem de căsnicie? 45 de ani. Deci nu ne puteți păcăli. Ne puteți păcăli în orice, dar nu la nivel de sănătate, nu la nivel de bani, nu la nivel de căsnicie. O musculiță. Da, musculițe, că asta e. Suntem în sălbăticie. Bun. Uite, eu zic să faci așa, cum are. Facem, da? Da. Ia uitați plaja noastră. Așa, uite, așa, să fie sfârșită. Ia uitați ce minunăție. Ia este superbă. Deci ne-a prins noaptea aproape. Da. Și o să... Încă o dată, 4 iulie 2021. Superbă. Deci e plaja, nu știu dacă observați, suntem numai și numai noi. Da. Că numai toți puturoși nu vin aici. A, aici că nu trebuie prea să mergi prin noroi. Aici sunt provocări. Nu vii cu mașina ca păduchele. Nu ai magazine, nu ai mâncare, nu ai Coca-Cola. Asta e. Nu ai mici. Deci, micișori. Dar cui îi place liniștea? Viața adevărată vine aici. Da. Cui îi plac micii, manelele și astea, nu vine aici. Deci, bine. Mai ai de spus ceva, pâine? Sănătate, optimism și ce-i... obiceiuri sănătoase. Totuși ce vreau, nu știu câtă lume se uită la înregistrările noastre, vreau să vă spun atâta. Atât eu, cât și Andreea, noi am fost în lumea de dincolo. Andreea a fost mult timp. Cât timp, uite? S-a spus că jumătate de oră a tras de mine. Deci atenție, Andreea a fost în lumea de dincolo. Dar de ce trebuie să spui asta, Ame? Păi ca să știe că noi, Doamne, suntem, noi suntem un pic paranormali. Deci noi avem alte simțăminte decât au oamenii normali.
Deci ea a fost, a vorbit cu bunicul de care vă spuneam, cred că el ne apără pe amândoi. Da. Deci bunicul ei bun s-a văzut cu el, a vorbit cu el, l-a văzut, nu? Da. Deci el era mort de câți ani? Nu, mulți. Mă, de câți ani? De 10 ani, de 15 ani? Deci era mort de peste 15 ani. Și s-a văzut cu el, a vorbit cu el. Eu, la mine, experiența a fost mai simplă. Eu doar am fost în pajiște. N-am vorbit cu nimeni. Cred că n-a vrut nimeni să vorbească cu mine. Eu am fost, doar am văzut lumina aia albă. Mă dusesem la lumină. Deci era albă de tot, dragilor. Deci, atenție, noi nu suntem oameni normali. I-am trecut de aia. Da, noi nu suntem oameni normali, suntem oameni care am văzut și lumea de dincolo. Da, de ce trebuie să spui asta? Păi vreau să spun ca să știe lumea. Zice, bă, cine dracu să știe, mă? Deci noi suntem, v-am spus, și cu facultate de-aia făcută la stat, nu la Spiru Hareț sau la... Pe hârtie și atât. Da. Așa era o muscă nenorocită. Sunt musculițe. Da. Bun. Deci nu vorbiți cu oameni care au muncit, eu am muncit minim 35 de ani, minim 14 ore pe zi, câteodată și sâmbăta, poate mă culcam și la servici. Deci nu vorbiți cu vrăjitori, bla bla bla, cu ăla Bulai sau toți ăștia. Cine? Știe, cine e profesor, știe, cerșetorii de prin Norvegia. Oh. Era unul, Bulai, dacă știți. Bine, mulți paraziți, asta știți voi mai bine. Bun. Deci vă pupăm și ține vibrații minte. Pozitive. Ce dai, aia ai. Pe toate și planurile. Și cel mai groaznic, ăștia care, bine, spun acum cuvântul ăsta, ăștia care nu sunteți sterpi, plătiți bugetarii. Cei care, să zic, nu aveți copii, îmi pare rău pentru voi, sau poate voi ați luat decizia asta, dar aveți nepoți. Gândiți-vă că puteți să influențați niște suflete, da? Deci aveți grijă, aveți grijă. Deci cunosc cazuri, de ce mie îmi pare rău de tot? Cunosc cazuri, dar cine vrea să știe, să ne scrie. Nu vă spunem chiar toate secretele, că... Că? Că vreau să văd dacă și voi ne iubiți. Și ca să ne iubiți, trebuie să ne scrieți, da? Nu uitați like. Like neapărat și, bineînțeles, dacă vă face plăcere, dați și share. Lumea să cunoască. Bun, vă pupăm. Vă pupăm. De acolo venim și am mai mers încă pe atâta. Da. De la dreapta. Ia uitați piciorușe. Piciorușe și aici avem... Aspa caldă. Da. Caldă. Ia uite, trecem pe lângă natură, grâu. Grâu, da. Mulțumesc. Și ia uitați cât mai avem de mers. Da, deci este... Deci asta înseamnă... Asta înseamnă muncă. 20 minute. Muncă. Muncă pentru... Pentru liniște. Asta înseamnă muncă, da? Și... Sunt sute de greierași pe unde mergem. Ia uitați, ia filmează-mă și pe mine. Cu rucsacul. Tu ai șnur? Hai mă, lasă șnurul, mă filmezi sau nu? Te filmez, dar stai să ridici pantalonii, dă-mi voi. Dă-mi telefon. Așa. Da? Deci, avem provocări. Asta înseamnă, vrei o plajă de calitate? Vrei o țară de calitate? Vrei o viață de calitate? Fă ce nu fac alții. Da, și uite ce e în față. Fă ce nu fac alții, da? Deci noi avem mașina la capăt de tot. Fă ce nu fac alții, ia uite așa aici. Ei, nu puteam să venim cu mașina. Dar uite-te în dreapta ta ce e. Ia uitați, nu puteam să venim cu mașina, că o distrugeam. N-avem mașină de teren, asta e, nici nu ne place. Nu ne plac mașinile de teren. Asta e, oameni buni. Natură. Natură și dragoste.